începe să ne aducă aminte că de fapt este toamnă, iar temperaturile trebuie să fie mai scăzute. Cu toate acestea, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă din an. Vineri vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor fi în creștere la nivelul întregii țări, vremea devenind din nou caldă pentru data din calendar. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18-19 grade Celsius în județul Giurgiu. Viteza vântului va fi de 9 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 760 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 73%. Apele Dunării vor fi în scădere cu 2 până la 12 cm, cota probabilă fiind 8 cm.